Claus Iohannis are parte de susținerea extremiștilor maghiari pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Candidatul ACL este sprijinit în campania electorală de Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania și de Partidul Civic Maghiar. Și la nivelul județului nostru, tot extremiștii s-au strâns în jurul lui Claus Iohannis. Rudolf Krakow, un apropiat al liderilor Iobic, partidul de extremă dreaptă din Ungaria, mizează și el tot pe primarul de Sibiu. Pentru susținerea lor, extremiștii își doresc și ei sprijinul candidatului ACL. La și-a electoratul să pe Iohannis pentru că suntem convinși că domnul Claus Iohannis, care este minoritar, va rezolva idealurile poporului secui din Transilvania, a declarat Laszlo Tökes atunci când și-a anunțat susținerea.